acum din nou să câștigați. În seara, da, este foarte bine. Mă bucur că am luat cele 3 puncte. Sunt 3 puncte importante pentru noi, pentru grup, pentru club și în economia clasamentului. E un meci bun, un meci consistent. Da, eu încerc să-mi fac treaba cât mai bine meci de meci. Cred că meciurile trecute nu eram într-o formă foarte bună, pentru că nu mai jucasem de mult, dar eu știu ce pot, sunt liniștit și pas cu pas, meci de meci, o să fiu și mai bine. L-ați felicitat pe Gică? Da, l-am felicitat, suntem bucuroși pentru el că a marcat, dar trebuie felicitată toată echipa, pentru că toți am fost la înălțime și ne-am făcut treaba. Important e grupul și cred că am făcut o partidă bună, cele 3 puncte sunt meritate. Cum a fost să rezistați, mai ales în ultimele 20 minute? Da, ne-a fost frică, vă dați seama, un avantaj la limită, deși am avut multe oportunități de a face 2-0, dar s-a terminat cu bine, suntem bucuroși, mergem acasă, ne pregătim de play-out. Va fi foarte, foarte, foarte important, va fi război și ne trebuie toate aturile ca să ne salvăm de retrogradare. Vrem să fie stadionul plin, să ne susțină lumea, pentru că avem nevoie de ei. Inclusiv fanii. Da, am zis, vrem stadionul plin pentru că va fi nevoie de ei, va fi un război pe care nu-l putem duce singuri, trebuie să fie și ei lângă noi. Mersi frumos. Cu plăcere.